Incendiul a fost semnalat astăzi în jurul orei 14. Cele două construcții se aflau în comunarul Cărsatul Sătic și erau nelocuite. Localnicii au sesizat flăcările care cuprinseseră în întregime una dintre case și care ajunseseră și la cea de-a doua. Aceștia au sunat la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului au ajuns pompierii câmpulungeni cu două echipaje cu două autospeciale speciale cu apă și spumă și un echipaj al ambulanței smurt. Mai bine de două ore s-au luptat aceștia cu flăcările, dar nu au reușit să salveze cele două construcții care erau construite în întregime din lemn. În urma incendiului, au ars generalizat ambele case, suprafața totală fiind de aproximativ 90 de metri pătrați. Anchetătorii au dat ca punct de pornire al incendiului un scurt circuit electric.